Harul uimitor al lui Dumnezeu, de Ellen White. Nu a existat niciodată un timp în care Domnul să-și dezvăluie mărețul său har celor aleși ai săi într-un mod mai deplin ca în aceste ultime zile în care legea sa este desființată. Cuvânt înainte. Odată cu publicarea acestei cărți, Harul uimitor al lui Dumnezeu, avem în clipa de față 10 volume devoționale din scrierile Ellenei White. Faptul că o biserică răspândită pe întregul glob a publicat 10 astfel de cărți, citând un singur autor, este semnificativ. Niciun alt scriitor nu a fost onorat în acest fel, deși toate volumele apărute în cadrul Străjerii Dimineții au fost profund spirituale, reflectând consacrarea numeroșilor autori, precum și talentul lor literar. Niciunul nu a putut scrie în maniera adâncimii spirituale proprii acestei unice scriitoare. Și care ar fi explicația? Cu siguranță că ar fi o greșeală să ne încredem în Ellen White, omul. Fără îndoială că dacă ar fi în viață, dânsa ar oferi această umilă explicație. Nu sora White este autorul de drept al acestor cărți. Ele conțin învățăturile pe care i le-a încredințat Dumnezeu pe parcursul lucrării sale de o viață. Ele cuprind lumina scumpă, mângâietoare pe care Dumnezeu a dat-o cu îndrumare servei sale, pentru ca aceasta să o ofere lumii. De pe paginile lor, această lumină are menirea să strălucească în inimile bărbaților și femeilor, conducându-i la Mântuitorul. Și poate că mii dintre cei ce citesc soliile inspirate ale acestui volum vor fi călăuziți pe calea unei experiențe nemijlocite cu Domnul Iisus Hristos. Astfel ei vor fi părtași la Harul uimitor, pe care Ellen White l-a numit un atribut al lui Dumnezeu, dezvăluit nevrednicilor ființe omenești. Nu noi am căutat acest har, a explicat dânsa, ci el a fost trimis în căutarea noastră. Declarațiile privind acest subiect al Harului sunt întâlnite în multele volume tipărite ale spiritului profetic. Aceste surse bogate au constituit tezaurul din care am extras citatele de primă importanță. Publicațiile, cum ar fi Review and Herald, Semnele Timpului și Instructorul Tineretului, furnizează de asemenea aspecte folositoare în studiu. Când se folosește numai o parte a unei trimiteri, omisiunile din această carte sunt recunoscute în maniera obișnuită. În multe cazuri, lectura zilei respective constă într-un număr de citate selectate și grupate în acest fel, încât să compună un text de sine stătător. La sfârșitul cărții se va afla indexul surselor citate, precum și acelor al textelor din scripturi. Cartea Harul uimitor al lui Dumnezeu a fost compilată sub conducerea administrației patrimoniului Ellen White, care poartă răspunderea producției literare a sorei White. Se impune să reamintim că astfel de compilații din opera autoarei amintite sunt realizate de către administrația patrimoniului în armonie cu dispozițiile testamentare ale scriitoarei, care prevăd ca astfel de selecții să fie efectuate și tipărite în cărți, după cum se va dovedi necesar. Sperăm că scurtele sfaturi zilnice și subiectele propuse pentru meditație îl vor stimula pe cititor să se apropie cu mai multă hotărâre de resursele infinite ale Harului lui Dumnezeu și să atingă acea desăvârșire necesară pentru ridicarea la cer. Aceasta este astăzi pregătirea urgentă pe care trebuie să o facă toți adventiștii, iar rugăciunea noastră este ca această carte să contribuie la o experiență a nașterii din nou și la o reformă reală în biserică. Administrația Patrimoniului, Ellen White, Washington. Adesea mă gândesc ce-aș fi pierdut, Iisus de pe cruce, de-ar fi coborât. Speranță n-ar fi fost pentru păcătos, dar slavă lui. S-a dat jos.